Nu există nicio dorință din partea negociatorilor de la Tiraspol ca regiunea transnistriană să fie implicată în război. Asigurările sunt date de vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrian. Viceprim-ministrul spune că probabilitatea unor noi tentative de a destabiliza situația din regiune este mare, însă nici societate și nici decidenții politici din stânga Nistrului nu-și doresc escaladarea. Vicepremierul pentru reintegrare recunoaște că în contextul războiului din Ucraina regiunea transnistreană reprezintă un factor de destabilizare. Potrivit oficialului cel puțin teoretic, există riscul ca acest conflict să se extindă. De asemenea, Serbian spune că există riscul unor tentative de a crea panică în regiune, întrucât în stânga Nistrului există elemente pro război care își doresc tensionarea situației. Nu putem spune că pericolul lipsește complet. Dacă avem un conflict înghețat, este clar că avem o problemă. Probabilitatea că acest conflict se escaladeze, cel puțin teoretic, există. Pe o scară de la 1 la 10, probabilitatea este de 4. În discuțiile cu partenerii de negocieri de la Tiraspol, n-am seizat dorința implicării în conflict. Pentru a stabili cine se face vinovat de provocările din stânga Nistrului, noi insistăm ca acces la materialele să aibă colegii noștri de la OSICEA. Acesta ar fi primul pas care ne-ar convinge că partea transnistriană își dorește să facă lumina asupra acestor tentative de destă a spus Oleg Serebrian în cadrul unei emisiuni. În același timp, Oleg Serebrian spune că în procesul de obținere a statutului de țară candidat la aderare, conflictul transnistrean nu ar trebui să reprezintă o piedică. Potrivit oficialului, deși latent, reintegrarea Republicii Moldova are loc. Toate cele trei state care au depus cerere pentru a obține statutul de candidat la aderare au conflicte teritoriale. Toate conflictele sunt complicate, dar noi suntem avantajați chiar și în comparație cu Georgia. Noi avem discuții cu tiraspolul. La noi de mult nu s-a împușcat. La nivelul societății totuși există un grad de reintegrare. Are loc o reintegrare latentă a societății, a proceselor economice, iar după 24 februarie această reintegrare chiar s-a intensificat, a mai spus vicepremierul pentru reintegrare. Amintim că anterior, europarlamentarul Zicfrid Mureșan a anunțat că Parlamentul European cere acordarea statutului de stat candidat Ucrainei și Republicii Moldova la Consiliul European din 23-24 iunie. Mureșan a precizat că președinții grupurilor politice din Parlamentul European au adoptat o declarație comună în acest sens. Potrivit oficialului, este timpul ca și celelalte instituții europene să-și arate mai clar susținerea pentru parcursul european al Ucrainei și Republicii Moldova prin acordarea statutului de stat candidat pentru cele două țări.